25.000 de fani au așteptat în Ghencea un gol al naționalei. Edi Iordănescu le-a dat o zi liberă fotbaliștilor României după egalul cu Liechtenstein. Drăgușin, Hagi, Man și Coman au fost așteptați de familii după ultimul meci înainte de Euro. Luni, naționala pleacă în Germania. Jucătorii naționalei au fost asaltați pentru poze și autografe. Edi Iordănescu a fost cel mai solicitat de copii. Accidentat, Ali Bek a oprit mașina în stradă și a blocat traficul ca să dea autografe fanilor. Asta încerc, să mă pregătesc, să-mi rezolv problema și să fiu bine sănătos. Codin Maticiuc a făcut galerie României și va merge și la Euro pe stadion. A zis, băi, la Liechtenstein cumva e ca la meciurile de box. Te punem cu unul mai slab ca să te pregătească să-ți ridice morală. Nu s-a putut,